Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la subiectul zilei la TV Buzău. Așa cum vă promiteam aseară, iată-ne din nou împreună, iată-ne din nou la TV Buzău, tot cu probleme, tot cu mesaje de la dumneavoastră, telespectatorii, tot cu ceea ce vă nemulțumește pe dumneavoastră, cei din teritoriu. Încep această emisiune cu mulțumiri pentru cei care zilnic ne trimit mesaje pe pagina TV Buzău. Atunci când anunțăm aceste emisiuni, invitații din această seară de la subiectul zilei și tematica pe care ne-am propus o abordăm. Mulțumesc telespectatorilor, în continuare așteptăm întrebările dumneavoastră, mesajele dumneavoastră, nemulțumirile dumneavoastră. Iată că la această oră, în această seară, vom sta de vorbă cu nou înființați serviciu, mai exact cu reprezentantul nou înființatului serviciu de la nivelul județului Buzău, mai exact compartimentul Poliție pentru Protecția Animalelor. Este vorba de domnul comisar șef Remus Nicula de la IPJ Buzău. Bună seara, mulțumesc pentru prezența la noi în studio, domnule comisar șef. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și mulțumim pentru invitație. Alături de noi în această seară este și reprezentantul Direcției Sanitar Veterinare Buzău, mai exact domnul Onoriu Țăranu. Bună seara, domnule doctor, mulțumesc pentru prezența la noi în studio. Trebuie să vă aducem la cunoștință dumneavoastră, telespectatorilor. Avem premieră în România în ființarea acestor servicii, Poliție pentru Protecția Animalelor. Și am văzut în ultima perioadă animale maltratate, animăluțele noastre de companie, nu știu, câini de lupte, patrupede care urmează a fi eutanasiate. Am avut invitați în cadrul emisiunilor noastre la subiectul zilei la TV Buzău și reprezentanții ONG-urilor pentru protecția animalelor. De aceea ne-am propus în această seară să vă aducem la cunoștință și să vă oferim mai multe detalii despre ce înseamnă această poliție pentru protecția animalelor, dacă funcționează la nivelul întregii țări, pentru că vorbim de o premieră în România. Și foarte mulți dintre dumneavoastră spuneați și ne trimiteați mesaje, nu știm cât de mult ne va ajuta acest compartiment. Iată că toate aceste răspunsuri le veți primi în această seară, dumneavoastră, telespectatorii. Ne puteți adresa întrebări la numărul de telefon 0338401983 și nu în ultimul rând, trebuie să vă amintesc dumneavoastră, telespectatorilor, vom stabili legături telefonice cu județul Vrancea, pentru că avem compartiment Poliție pentru Protecția Animalelor și în Vrancea și vom intra în legătură telefonică directă cu domnul comisar șef Alin Eșanu de la acest compartiment pentru Protecția Animalelor din Vrancea. Vom lua legătura și cu reprezentanții unor ONG-uri din Buzău, dacă timpul ne va permite. Vom încerca să stabilim legătura telefonică și cu domnul Mircea Șerbănoiu de la Federația Națională pentru Protecția Animalelor din București. Vom vedea dacă domnul Șerbănoiu va fi disponibil la acel moment. Și nu în ultimul rând, pentru că ni se aduc la cunoștință evenimente din teritoriu, mai exact au năvălit urși în sat la Bisoca. Avem intervenții ale oamenilor din zonă, poveștile oamenilor din zonă, filmări ale colegilor noștri de la știri, Iuliana Sârbescu și Adrian Meteleanu, cei care zi de zi se află alături de dumneavoastră, doamnelor și domnilor, în teritoriu, pentru că vrem, atât cât putem, să vă ajutăm acolo unde întâmpinați probleme. Și nu în ultimul rând, în această seară aș face apel la domnul președinte al Consiliului Județean Buzău, la domnul Petre Emanuel Neagu, dacă pe viitor se vor găsi soluții la problema adăposturilor, pentru că vorbim de compartiment al Poliției pentru Protecția Animalelor, înființat de curând la Buzău, însă unde vom duce aceste animăluțe depistate în diferite zone ale țării? Vorbim de câini, vorbim de pisici, vorbim de cai, vorbim de în lucruri care pe noi ne deranjează la acest moment. Atunci când vedem ce se întâmplă la televizor, exemplul mai marelui prinț din nu știu ce țări, din nu știu ce zone ale lumii, venit în România, împușcăm ursul, avem acea aprobare, avem acea autorizație, însă când vom aplica legile în România? Pentru că se vorbește la toate posturile și locale și naționale
despre un braconaj, despre o ilegalitate. Vom afla probabil curând ce s-a întâmplat în acea zonă cu ursul Arthur. Însă, haide să nu mai lăsăm străinii să ne distrugă țara. Domnilor, aș vrea să încep mai întâi cu domnul comisar șef. Domnule comisar șef, am discutat cu dumneavoastră zilele trecute la telefon, chiar v-am avut prin intervenții telefonice în cadrul emisiunilor noastre. Ce înseamnă poliție pentru protecția animalelor la Buzău? Pentru că vorbim de o premieră națională și, din informațiile colegilor, n-ar exista în toate județele la acest moment acest compartiment. Ce presupune înființarea acestui compartiment? Cât este de greoaie înființarea acestui compartiment? Și cine lucrează la acest compartiment al poliției pentru protecția animalelor? Da, foarte bună întrebarea dumneavoastră și mă bucur că dumneavoastră faceți asemenea emisiuni, pentru că cel mai bine cetățeanul trebuie să fie informat cu privire și la acest aspect. În emisiunile de la TV Buzău am fost de foarte multe ori invitat și am vorbit despre problemele de circulație. Uitați, acum vorbim despre această înființare a acestui birou pentru protecția animalelor. Este foarte important că pe toate posturile de televiziune și naționale și locale se vorbește despre poliția animalelor, vorbim de birou pentru protecția animalelor. În fiecare județ din această țară s-a înființat în cadrul Inspectoratului Județene de Poliție acest birou pentru protecția animalelor. Și vorbim de anul trecut, din luna octombrie, când a fost promulgată ordonanța de urgență 175, care a intrat în vigoare pe 16 octombrie, prin care aceste birouri trebuiau să ia ființă. Într-adevăr, ați văzut și dumneavoastră că se mișcă lucrurile un pic mai greu, dar, în schimb, în acest an s-au pus bazele și s-au organizat, că, de fapt, toți lucrătorii acestui birou în țară, din toată țara, sunt din sursă externă, au fost angajați pe bază de concurs, organizate atât la nivelul județelor unde au fost ei angajați, cât și unde vor desfășura activitatea, iar medicii veterinari la nivel național au fost organizat concursuri și acum mai sunt concursuri pentru ocuparea acestor funcții de medici veterinari în țară. În țară, pentru că tot dumneavoastră ați spus, dacă m-ați întrebat dacă sunt înființate în toată țara, sunt constituite aceste birouri cu mai mult sau mai puțin membri în funcție de cât s-au luat și cât s-au înscris la acest concurs, pentru că ei au trebuit să treacă de o testare medicală, de o testare fizică și una scrisă. După ce au dat testul scris, unii dintre ei n-au luat probele, testarea de fizică. Și în condițiile acestea trebuie să se organizeze un alt concurs. Și revenim la ce avem noi în județul Buzău. Operaționalizarea acestui birou pentru protecția animalelor a început cu data de 10 a 3-a, când cei care au obținut concursul unde au fost declarați admiși au venit efectiv să înceapă treaba. Trebuie să ținem cont de faptul că acești colegi, pentru că ei sunt colegii mei, sunt luați din sursă externă și vor trebui să învețe în mod treptat. Ce înseamnă sursă externă? Ce calificare au? Sunt din zona medicinii veterinare sau din alte domenii de activitate? Medicii veterinari sunt cu facultatea de medicină veterinară, ceilalți, pentru că așa a fost făcută fișa postului la nivel central, nu la nivelul județului Buzău în toată țara, au putut să se înscrie la concurs cu mai multe facultăți, cu mai multe studii. Deci nu doar din domeniul veterinar. Nu doar din domeniul veterinar, sunt cu studii în domeniul de drept, în domeniul de zootehnie, în domeniul de... Te puteai înscrie cu psihologie, pentru că în munca de poliție, de-a lungul timpului, am observat că sunt necesare toate aceste... să cunoști cât mai multe lucruri și să poți să abordezi situația din teren, să găsești la momentul respectiv un răspuns și este bine, soluție, da. Exact, și este bine să avem și cu studiile acestea, că probabil că aceasta a gândit și Guvernul României când a efectuat aceste încadrări. În acest moment, la nivelul județului Buzău, v-am spus, avem ocupate funcțiile de două funcții de medici veterinari, mai există o funcție de medic veterinar neocupată și avem și 6 funcții de lucrători operativi, de ofițeri și de agenți de poliție,
care, v-am spus, urmează să treacă anumite etape și în această perioadă colegii mei desfășoară activități, pentru că trebuie, dacă atunci când te duci la o școală și faci cum am făcut, v-am spus, din 1991 sunt polițist, am făcut cursuri, un an și 8 luni, și am trecut prin toate etapele din școala respectivă, așa trebuie să facă, pentru că ei sunt aduși... Periodic vor face aceste cursuri. Exact, da, și atunci nu vom avea întreg efectivul în perioada aceasta acest de un an de zile. Acest compartiment, domnule comisar șef, va fi de sine stătător? Vorbim de o perioadă nedeterminată la momentul acesta? Este în cadrul poliției, în cadrul inspectoratului județean de poliție, va avea continuitate maximă, deci nu avem să pentru că se vorbea, nu credem că va fi de sine stătător acest compartiment, înțelegeți? Și din acest motiv am întrebat. Pentru că părerile sunt pro și contra, părerile sunt împărțite. Oamenii adresează întrebări. Perfect, și voi foarte bine că dumneavoastră mi le aduceți la cunoștință ca să clarificăm lucrurile. Asta e cel mai important, ne ducem la sursă. Asta este cel mai important, este dacă și în jurnalism, este cel mai bine să verifici informația. Și în condițiile acestea este cel mai bine, bun lucru să mă întrebați. Pentru că, da, aici este un birou care este de sine stătător ca și biroul de investigații criminale, ca și biroul drumurilor naționale, vorbesc de cel de circulație, de circulația rutieră, este, deci toată acest birou va funcționa, v-am spus, și va face o figură, ca să spun așa, foarte frumoasă și lumea sper să aibă, încredere în timp în acest birou pentru protecția animalelor, pentru că este o muncă frumoasă, este o muncă care o desfășori cu animalele, chiar dacă vezi lucruri care nu ți-ai dori să le vezi, chiar zilele Încerc să redresez. Gândiți-vă că din experiența mea de la rutier am văzut atâtea persoane care au decedat, atâția oameni care au suferit traumatisme, prezentându-mă la fața locului, am văzut atâția oameni care au suferit cu mâini, cu picioare rupte, Doamne ferește, că cranii sparte. Ei bine, acum trec în partea cealaltă la animale și aici este mult mai greu să gestionez acest lucru, pentru că de-a lungul carierei mele de polițist am văzut, v-am zis, aceste traumatisme ale oamenilor. Să vezi un animal care suferă pentru că acest animal, pentru că nu vorbim doar de câini și de pitici, vorbim de toate, exact, cum spuneți și dumneavoastră. Noi măcar putem transmite. Asta vreau să vă spun și noi putem să spunem ce ne doare. Exact. Da? Acest animal nu poate să ne spună, nu poate să ne spună cine l-a bătut, nu poate să ne spună cine, dacă i-a dat cu furcoiul, l-a înțepat cu furcoiul sau dacă, nu poate să ne spună. În schimb, asta trebuie să constatăm. Aici intervine rolul. Deci prin această ordonanță de guvern 175, v-am spus de anul trecut, polițistului din cadrul Poliției Române, că orice polițist din cadrul Poliției Române poate să intervină, are obligația să intervină când un animal este în pericol. Deci nu numai eu, numai lucrătorii... Și ceilalți colegi din cadrul Inspectoratului de Poliție, atunci când identifică o astfel de situație, există colaborare între compartimentul pentru protecția animalelor. Nu se pune problema dispecerat unității în momentul când, asta vreau să vă spun și să precizez, cum am spus de la început, să informăm cetățeanul ce trebuie să facă, pentru că sunt atâtea grupuri făcute cu poliția animalelor, cu SOS animalelor, cu eu știu ce, și se confundă cu acest birou de protecție animalelor 113, 111. Nu, noi vorbim de 112, da? Deci cei care au probleme sunt la 112. Dar să vedem și când sună, că este foarte important și avem program non-stop sau avem un anumit program, domnule comisar șef? Nu se pune problema de program aici, pentru că la acest este un sistem de urgență, orice urgență este aici semnalată, aici sunt semnalate și urgențele cu privire la animale. Deci nu există special un număr de telefon pentru poliția animalelor sau pentru a aduce la cunoștință poliției aceste traumatisme care sunt provocate animalelor. Deci vorbim de 112, da? Unde că atunci când un cetățean, o persoană, da, de pe rata județului Buzău, vede că un animal este într-o stare reală de pericol, și aici o să vă expun eu, când timpul ne permite, ce înseamnă o stare de pericol, anunță la acest 112, și atunci cea mai apropiată patrulă este îndreptată acolo, vede ce s-a întâmplat. Mai mult decât atât, prin această ordonanță de guvern 175, legiuitorul a spus, ne-a dat dreptul ca să emitem un ordin de protecție, adică un ordin de plasare a animalului în adăpost, care se pune de îndată în aplicare. 45 de zile. Acel 40, eu, exact, da?
40 și dar foarte bine ați reținut. Dar dacă avem unde să ducem aceste asta, animale, dacă nu avem spațiu, exact ce spunea și domnul doctor, la momentul acesta, cei de la compartimentul protecția animalelor, mai exact Poliție pentru Protecția Animalelor, da, își fac treaba, încearcă să salveze animăluțele, dar unde ducem aceste animăluțe 45 de zile, domnule doctor? Asta este marea problemă. Avem legile, da, date, dar nu avem și cadru unde să le aplicăm. În acest OUG se specifică Consiliile Județene au obligația de a asigura cu caracter continuu și permanent, rețineți, servicii publice de adăpostire a animalelor ce fac obiectul ordinului de plasare în adăpost, pe care îl emit colegii mei de la Biroul de Poliție Animalelor. Ei, aici intervin marile probleme, pentru aici că nu există aceste adăposturi. Ați identificat un spațiu pentru un adăpost. Eu sunt sigură că domnul președinte al Consiliului Județean Buzău, domnul Neagu, se va implica și de data aceasta și va rezolva problema. Cu siguranță domnul președinte Neagu ne urmărește la acest moment și cu siguranță va găsi dumnealui soluții și pentru acest adăpost al câinilor pe care cei de la Compartimentul Protecției Animalelor încearcă să-i salveze. Noi încă din februarie am făcut o adresă, deci DSV Buzău, către Consiliul Județean Buzău, prin care am identificat aceste adăposturi posibile. Unde ați identificat posibilele adăposturi, domnule doctor? La cele autorizate sanitar veterinar. Pentru că nu poți să te duci într-un adăpost care nu este autorizat, nu are condiții. Câteva exemple, dați-mi câteva da, exemple. Deci avem la câinii fără stăpân, da? Adăpost de câini fără stăpân de la Buzău. Da. Am văzut că ați și dat imagini cu câini, de acolo erau. Da. Am recunoscut imediat, de acolo sunt, de la Urbis. Da? Avem adăpostul... Dacă ne aude domnul Toma, poate pe viitor dumnealui va găsi o soluție împreună cu reprezentantul Consiliului. Deci au 360 de spații de cazare, din care acum sunt ocupate, din câte știu, 50. Deci sunt foarte multe spații libere pentru câini. Deci acum nu poți să bagi alt animal, pentru că nu poți să bagi o pisică într-un spațiu destinat pentru câini. La fel, la nivelul municipiului Râmnicu-Sărat, avem tot la fel adăpostul de câini fără stăpân, da? Ce să vă zic? Și celelalte unde sunt societăți comerciale de creștere animalelor, pe specii, bovină, caprină, cal. Pentru că... Câte intervenții au fost, domnule comisar șef, până la momentul acesta, de la înființarea compartimentului și ce ați făcut cu animăluțele respective? Pentru că vorbim de lipsa unui spațiu. Da, până în acest moment, de când noi activăm și am devenit operaționali, nu a fost emis pe raza județului Buzău, nu am avut cazuri de animale în pericol în care am fost nevoiți să emitem aceste ordini de plasare animalelor în adăpost, dar noi preventiv, așa cum spune și domnul doctor, am făcut aceste demersuri. În primul rând, noi colaborăm foarte bine cu domnii de la DSV, pentru că primul contact al meu a fost cu Direcția de Sănătate Veterinară și pentru a stabili exact acest lucru, cadru legal, să putem să facem lucrul acesta în cazul în care suntem puși în această situație. Și nu numai eu, vorbesc de toți colegii mei care sunt în teren. Este necesar acest lucru pentru că, așa cum a spus și domnul doctor, în lege spune clar, servicii, da, permanente. Adică dacă există un animal în pericol la ora 3 dimineața, noi, cel care este la fața locului, prin dispeceratul unității, anunță imediat acel serviciu. Chiar Consiliul Județean, în afară de faptul că poate să înființeze acest serviciu în grădina proprie, poate să concesioneze, poate să facă un contract în care ne aduce la cunoștință că dacă eu am, de exemplu, un animal în pericol, pot să apelez la persoana respectivă pentru transport, pentru îngrijire medicală de urgență, că este foarte important acest lucru, merg la fața locului și dacă nu se intervine în timp util, animalul respectiv poate să decedeze. Și atunci, de asta este foarte important acest serviciu și acest contract, ca noi să putem salva animalul, că ăsta este interesul nostru, să putem salva animalele de cine? De alte animale, pentru că dacă sunt, cum spuneați dumneavoastră la început emisiunii, de lupte între câini, atunci eu trebuie să emit ori în deplasare a acelui animal, să-l aduc în condiții de siguranță în altă parte. Dacă este rănit, trebuie să-i se acorde îngrijiri medicale. Într-adevăr, cheltuielile vor fi suportate după terminarea dosarului penal, instanța va decide lucrul. Dar știți la ce mă gândesc eu, domnule comisar șef, fiind primăvară, da, mai spre vară de acum, foarte mulți puiuți la marginea drumului, lăsați pe marginea șoselei, prin șanțuri,
Unde îi duceți dacă nu aveți un spațiu? Vroiam să vă mai întreb, din februarie până acum ați primit vreun răspuns din partea reprezentanților Consiliului Județean și despre ce răspuns este vorba? Ca să luăm legătura pe viitor cu domnul președinte al Consiliului Județean. Haideți să vedem, domnule Nicula, ce facem cu cei găsiți pe marginea șanselor. Aici pot să-l ajut eu pe colegul meu cu răspunsul. Majoritatea animalelor, da, sunt câini fără stăpân. Majoritatea, 80% din cazuri. Da, dar mulți de la sate aduc câini, pisici la oraș. Da? I-am lăsat în mijlocul târgului sau la marginea orașului și de acolo Dumnezeu cu mila. La asta mă refer. Ce facem dacă identificăm acești puiuți? Unde îi ducem dacă noi nu avem un spațiu? Pentru câinii fără stăpân este emis HGU 20/2021, prin care până acum consiliile locale erau obligate să înființeze un adăpost de câini fără stăpân. Da. Bun. Dar spune tot la articolul ăla, în funcție de necesități. Iar acest în funcție de necesități a creat tulburare în toată țara. Pentru că primarii, ca să nu investească, spuneau, domnule, în funcție de necesități nu avem bani, dar HG-ul ăsta dă posibilitatea UAT-urilor să încheie contracte cu UAT-urile vecine care au acest serviciu sau cele de pe raza județului. Recte. În județul Buzău, dau un exemplu, primăria Vernești, poate să încheie un contract cu serviciu de... Cu localitățile limitrofe, colegii... Care are serviciu de adăpost de câini fără stăpân. Cum este Buzău? Poate să închide... Până acum nu avea voie, legal. Poate să încheie contract, vin oamenii, recoltează câinii, îi țin la ei în adăpost, Consiliul de la Vernești plătește, asta este normal cu oamenii, așa. HG-ul ăsta ne ajută, dar doar pentru câinii fără stăpân. La celelalte specii nu avem legislație. De exemplu, pentru pisici abandonate nu avem legislație, decât Legea Protecției Animalelor 205, da? Iar acest OG pe care s-a înființat Poliția Animalelor vine să completeze 205, pentru că nu erau multe prevederi. Nu erau, de exemplu, nu era posibilitatea, eu de exemplu, vedeam un animal chinuit în curtea unui cetățean. Nu puteam să intervin, nu puteam să intru. Nu aveam posibilitatea să intru. Constatam, dădeam sancțiunile legale, dar nici dânsii nu puteau. Acum cu acest OG poate să intre, să intervină. Să ridice de acolo animaluțul acela chinuit. Sau bătut, dacă, sau... acel, dacă animal, acel animal este în pericol, poți să intri fără, fără acordul proprietarului, da? Fără acordul proprietarului, când acel animal îl vezi că este schingiuit, rănit, da? Cu intenție. Dacă asupra acelui animal, și nu vorbesc numai de câine, dau un exemplu de un cal care este bătut și este în curtea cetățeanului respectiv, atunci eu, fără permisiunea proprietarului, pot să intru acolo. Orice polițist, nu vorbesc numai eu de la birou de protecție animalelor, face lucrul acesta prin această ordonanță de urgență. Până acum nu putea. Și aici este o problemă, pentru că cu toții ne dorim să facem, să spunem dar așa... Dar eu chiar știu că dumneavoastră... împreună cu colegii zilele trecute ați salvat o pisicuță. Da? Da. Deci foarte bine că oamenii nu știu, anunță, informează pe paginile de socializare toate aceste probleme din teritoriu. Și uite așa ajung în atenția polițiștilor toate aceste cazuri ale unei pisicuțe pe care polițiștii de la compartimentul pentru protecția animalelor au salvat-o. Da, este o poveste interesantă pentru că chiar marți, în prima zi după, doua zi după Paște, colegii au văzut pe o pagină postat un apel umanitar, să-i spunem așa, o doamnă dintr-o localitate foarte apropiată de municipiul Buzău, solicita sprijin pentru salvarea unei pisicuțe, motan Micu, că avea și nume, și nimeni la momentul respectiv nu se oferise, trecuseră câteva ore, nimeni la momentul respectiv nu se oferise să acorde sprijin sau să persoana respectivă să fie contactată. Mai mult, doamna respectivă nu a pus pe pagina ei această solicitare, a sunat din județ de la noi, dintr-un alt județ, un ONG și acel ONG a făcut pe pagina de Facebook a făcut această postare. Am văzut filmulețul, am văzut că acel animăluț prezenta traumatisme și lăsase și un număr de telefon acolo. În momentul respectiv am zis, chiar mi-am pus întrebarea, care este motivul că acel animăluț arată în felul acela. Și am contactat persoana respectivă, că exista posibilitatea... Care era povestea? Exista posibilitatea ca acel animăluț să fie lovit de cine, să fie bătut de cineva, da? Pentru că, așa cum apărea, chiar asta se vedea că are la mandibulă, avea un ochi care îi curgea, la mandibulă avea o problemă și un pic de sânge la cap.
persoana de sâmbătă se sesizase, deci cu câteva zile înainte treaba aceasta, la acel ONG și până la urmă, v-am zis, marți am văzut noi postarea când ONG-ul respectiv a postat și pe un grup din județul Buzău. Și am pus întrebarea doamnei respective, care este motivul ca pisicuțul, că de fapt asta m-a dus acolo. Și domnule, nu pot să vă precizez ce s-a întâmplat, este posibil că s-a bătut cu alt motan, e posibil că s-a prins în gard, este posibil cineva să-l fi lovit, dar nu pot să vă spun, în schimb, sâmbătă a venit la noi în curte și l-am văzut în felul acesta și eu vreau să-l ajut. În aceste condiții i-am spus doamnei, nu aveți posibilitatea să-l aduceți la Buzău, nu am posibilitatea, nu am un autoturism cu care să vin acolo, nu am posibilități materiale să-l îngrijesc și să-l duc la un medic. Am contactat un medic veterinar de pe raza municipiului Buzău și pot să-i dau numele, este doctorul Budișteanu. Nu l-am cunoscut, n-am vorbit niciodată cu dânsul, pur și simplu m-am prezentat și am spus, domnul doctor, avem o asemenea situație, ne puteți ajuta fără a plăti aceste tratamente și măcar să îl evaluați pe acest pisicuț? Nu avem fonduri pentru achitarea acestor tratamente, domnule comisar șef, în cadrul compartimentului? Nu există fond, nu avem cum să avem fonduri pentru așa ceva, vă spun imediat. Bun, aici se implică cei de la Direcția Sanitar Veterinară, da? Intervine Direcția Sanitar Veterinară? Nu intervine nici Direcția Sanitar Veterinară. Cine este cu banul aici? Pentru că noi salvăm animăluțele, dar dacă nu le tratăm și nu achităm, ce facem? Stăm la mila medicului veterinar de fiecare dată? Nu a spune la omenie. Nu a spune la milă, cum a spus dumneavoastră, la omenie, pentru că asta chiar a fost un gest umanitar. Noi chiar îi mulțumim, domnului asta doctor, să vă spun pentru că a, făcut. A sprijinit polițiștii exact. Din acest și ne-am dus la cabinetul respectiv, domnul doctor foarte cooperant, a zis, zice, da, veniți cu pisicul la mine. Am vorbit cu doamna, a zis, uitați, eu iau auto specială din dotare și vin la dumneavoastră și venim în municipiul Buzău. Am ajuns la fața locului, n-am mai găsit motanelul. N-am mai găsit motănelul. Doamna respectivă îmi spusese că l-are în curte, fără probleme. Când am vorbit, când s-a întors dânsa de acolo, îl căuta de când vorbiserem noi. Am stat încă o jumătate de oră în curtea respectivă ca să căutăm motănelul. Striga doamna, noi îl căutam în toate codulanele, ca să spun așa, unghierele respectivei case și până la urmă l-am identificat, l-am adus într-o cutie, l-am adus la domnul doctor, l-a evaluat, a văzut că problema respectivă nu era de sâmbătă, era undeva un picuț mai de demult pentru că se sudase mandibula în mod greșit. Domnul doctor l-a operat, ieri l-a operat, astăzi mi-a trimis un filmuleț cum îi dădea să mănânce și este extraordinar de bine. V-am spus că a fost salvat motanul de data asta, motanul domnule comisar, a fost salvat, a avut mai are încă 8 vieți, că una dintre ce facem? Unde va merge acest motanel salvat de polițiști și de medic dacă nu avem un spațiu amenajat? Va ajunge în grija proprietarului. Va ajunge în grija proprietarului cu doamna respectivă. Vreau dar să vă dacă spun, sunt și fără proprietar, fără stăpân, acolo unde este problema. Unde îi ducem? Acolo este unde problema ducem? Pentru că atunci, în momentul respectiv, trebuie să găsim persoane. Știți ce vă sugerez? Vă rog. O întâlnire cu domnul președinte al Consiliului Județean Buzău. Sunt sigură că dumnealui va găsi rezolvare la această problemă. Și, eu sunt sigur. Și la finanțare pentru aceste animăluțe, dar și la, identificarea unor spații pentru toate aceste animale pe care cei de la compartimentul pentru protecția animalelor le vor salva pe viitor. Sunt sigură că domnul președinte va iniția, dacă nu inițiați dumneavoastră o întâlnire cu dumnealui, pentru că de fiecare dată noi când i-am solicitat sprijinul dumnealui a rezolvat problemele care ni s-au adus la cunoștință. Consiliul Județean este deschis tuturor discuțiilor și mai mult decât atât în rezolvarea problemelor. Eu v-am zis de-a lungul activității, am colaborat foarte bine cu această instituție. Vreau să vă spun că această problemă nu există doar la Buzău. Da, mă închipui. Deci, în toată țara există 3 județe din țară în care au putut să încheie contracte cu aceste cu ONG-uri sau cu aceste spații, pentru că v-am spus, nu e vorba doar, cum a spus domnul doctor, nu e vorba doar de câine, e vorba și de un cal, e vorba și de o pisică și probabil e posibil să găsim și păsări care sunt în pericol. Da, e vorba și de animale sălbatice, domnule barză, comisar șef. La animalele dacă sunt în captivitate, da, ne ocupăm noi. Da, da, da. Dacă sunt în captivitate, adică în grădini zoologice, acolo este o altă problemă, sau nu e cazul la Buzău, atunci sunt și cu asemenea animale sălbatice. Avem
zicem, câinii de lupte, câinii rase violente, acolo, agresive. Vorbim exact. De agresivi. Exact. Da, și acolo este, chiar este o problemă acolo, că acolo trebuie să nu-i mai lăsăm în mediul respectiv, la persoana, la deținătorul respectiv, pentru că chiar este o problemă acolo. Am văzut atâtea și atâtea incidente neplăcute pe la televizor. Dacă-mi dar știți, da, domnul doctor, scuzați, sigur. Să nu absolvim nici deținători de animale de drepturile lor. Bineînțeles. Și de obligațiile care le au. Mulți înțeleg, hai domnule, cresc, iau o pisică, un câine și îl abandonează. Nu, domnule, în momentul în care ai luat un animăluț, ai luat un suflet, ai luat ceva viu lângă tine și tu îl abandonezi, ei iau niște obligații. Nu, amenzi usurătoare și dosare penale atunci când au bătut animalul, deci, când l-au maltratat, când l-au schingiuit. Atunci este infracțiune. Păi domnul da. Doctor spune de contravenții în momentul în care acest deținător de animal nu îl hrănește corespunzător. Pentru astea sunt sesizările cele mai multe, dar într-adevăr, acolo trebuie să avem o educație, pentru că dacă vorbeam înainte de educație rutieră, vorbim aici de educația deținătorului de animal. El trebuie să-și asume răspunderea și când își cumpără un câine agresiv, pentru că trebuie să știi cum trebuie să-l plimbi pe stradă, de la ce vârstă trebuie să lași. Că sunt foarte mulți deținători de câine agresiv care lasă un copil de 14 ani să-l plimbe în parcul crâng. Deci trebuie să avem, nu există de multe ori când sancționam bicicliștii, dar eu n-am de unde să știu ce obligație am că merg cu bicicleta pe stradă. Cum? N-am voie să beau? Da? Și păi zice, unde scrie? Cum unde scrie? Există și aici, în 205, există și în 155 la câinii fără săpământ, există și în legea 55, unde sunt obligații. Și trebuie, asta vreau să fac, să le aducem la cunoștință cetățenilor, nu neapărat că atunci când constatăm, nu luăm măsura. Nu pur și simplu ca acea persoană, chiar o să desfășurăm câteva campanii preventive pe tema asta aceasta. Asta voiam să vă întreb, parcul... dacă ați organizat, nu doar în parcul Tineretului din Buzău, știți unde? Prin toate localitățile din județul Buzău. Haideți să facem o caravană a compartimentului pentru protecția animalelor, să le aducem oamenilor la cunoștință, pentru că, vă asigur, veți depista multe probleme prin teritoriu. Veți găsi mulți cai maltratați, mulți câini, multe pisici și exemplele pot continua. Și veți mai da și peste cei de la Bisoca, care se confruntă de ceva timp cu apariția urșilor în localitate, în sat. Deci vorbim despre foarte multe situații, nu tocmai plăcute, însă, dacă ar fi o campanie de amploare, o caravană a poliției pentru protecția animalelor în județul Buzău, vă asigur că veți constata mult mai multe nereguli și, cu siguranță, altfel vor percepe oamenii mesajul poliției. Da, tocmai asta spunem, că este bine să informezi, ca omul să știe unde trebuie să se adreseze. Exact. Despre asta vorbim. Vorbiți de urși de la Bisoca, acolo sunt animale sălbatice, Biroul pentru Protecția Animalelor se ocupă doar ce înseamnă animale domestice și animale sălbatice. Seară ne-am propus să abordăm puțin și problema de acolo, legat de ce s-a întâmplat cu Marele Prinț, care a împușcat ursul la noi în țară și nimeni nu-i face nimic. Da, acolo nu, domnule, a fost... la Garda de Mediu, de la fondurile de vânătoare, acolo sunt probleme, la fondurile de vânătoare, pentru că ele sunt concesionate, da? Sunt concesionate de către anumite... Și au găsit ei motiv, domnule, era violent, era agresiv ursul, ei nici măcar n-au... El a venit după trofeu, ci i-a păsat lui care e legislația românilor. Merge și așa la români. Luăm pauză publicitară, după care revenim la discuție. Am revenit la subiectul zilei la TV Buzău. Alături de noi în această seară îl avem pe domnul comisar șef Remus Nicula de la IPJ Buzău, compartimentul protecția animalelor Buzău, și pe domnul doctor Onoriu Țăranu de la Direcția Sanitar-Veterinară Buzău. Discutăm despre acest serviciu nou înființat, însă nu uităm de problemele pe care ni le aduceți la cunoștință, mai exact de mesajele primite de la dumneavoastră. Cei care la acest moment ne trimiteți foarte multe mesaje pe pagina de Facebook, însă
Noi trebuie să stăm de vorbă cu invitații, vă mulțumesc. Știu că aveți nemulțumiri în ceea ce privește eutanasierea acestor maidanezi, acestor câini. Știu că sunteți nemulțumiți de modul și modalitatea în care acționează autoritățile în această perioadă. Știu că și ONG-urile sunt împotriva acestei eutanasieri. Haideți să facem altceva cu acești câini, să-i dăm spre adopție, pentru că și la Direcția Sanitar-Veterinară s-au primit foarte multe reclamații din partea populației, pentru că foarte mulți câini au fost eutanasiați și nu au fost dați spre adopție. Da, luăm la cunoștință mesajele dumneavoastră. Noi nu încercăm să debusolăm populația, nici să mințim. Noi încercăm să aducem în fața dumneavoastră a telespectatorilor ceea ce trebuie să aflați din partea autorităților, în speță poliție, Direcție Sanitar-Veterinară. Luăm la cunoștință mesajele dumneavoastră, însă puneți-vă în locul nostru, trebuie să ținem această emisiune timp de o oră și dacă aș sta să citesc toate mesajele, vă dați seama, n-am mai avea timp de discuții cu interlocutorii. Vă mulțumim în continuare pentru mesaje, cu siguranță le vom citi și cu siguranță vom avea emisiuni. Aștept întrebările dumneavoastră la numărul afișat pe ecran, numărul telefonului în direct în această seară și cu siguranță veți afla răspunsuri la întrebările dumneavoastră. Aș ruga colegul din regia de emisie, dacă putem stabili legătura telefonică cu domnul comisar șef Alin Ieșanu, de la IPJ Vrancea, compartimentul Poliție pentru Protecția Animalelor. Se pare că îl avem pe fir pe domnul comisar șef. Bună seara, domnule comisar șef, și Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Bună seara dumneavoastră, invitaților și telespectatorilor. Țin să-l salut pe omologul meu, colegul și prietenul Remus Nicula. Domnule Ieșanu, spuneți-ne care este situația la Vrancea, pentru că avem compartiment nou înființat în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție. Vorbim despre intervenții ale polițiștilor de la acest compartiment, pentru că am văzut zilele trecute și am urmărit articolele din presă în care colegul dumneavoastră salva o cățelușă împreună cu cei de la circulație, cu colegii dumneavoastră de la circulație. Haideți să vedem care este starea de spirit în cadrul acestui compartiment, câte intervenții au avut polițiștii de la IPJ Vrancea și cum percepe populația înființarea acestui nou compartiment și nu în ultimul rând, domnule comisar șef, vreau să știu dacă la momentul acesta, pe raza județului Vrancea, s-au identificat spații pentru adăpostirea acestor animăluțe pe care dumneavoastră încercați să le salvați atunci când vi se aduc la cunoștință anumite incidente. Ca orice birou pentru protecția animalelor din țară, și la nivelul Inspectoratului Județean Vrancea, lucrurile sunt la un început. Cum vă spuneam într-o discuție avută anterior, construim. Construim și sperăm în bine, dar ca orice început, dificultățile sunt inerente. Vorbim de înzestrare logistică, vorbim de personal și așa mai departe. Cu toate acestea încercăm din răsputeri să oferim servicii specializate cât mai de calitate. Și m-a bucurat să aud exemplul dat de dumneavoastră legat de o intervenție de mai zilele trecute în care unul din colegii noștri, medic veterinar, un tânăr entuziast, bine pregătit în domeniul său de activitate, a reușit să fac un lucru deosebit. Zic că este un început pentru că urmăream și comentariile diverselor persoane la postările respective și m-a bucurat pentru că văd, simt o bună percepție a înființării acestui birou pentru protecția animalelor în cadrul IPJ Vrancea. Intervențiile noastre la evenimente nu au fost atât de numeroase comparativ cu alte județe. Poate pe undeva, eu știu, cetățenii în bună măsură conștientizează obligațiile pe care le au în calitate de deținători, proprietari de animale. Ceea ce avem în desfășurare, cercetări în curs, în cauze penale care în marea lor majoritate
vizează infracțiuni de schingiuire sau lovire a animalelor. Efectuăm cercetări, așa cum spuneam, urmând a fi dat o soluție legală prin unitățile de parchet competente. Legat de ceea ce spuneați dumneavoastră de identificarea unor spații în care să fie pretabile din toate punctele de vedere pentru adăpostirea unor astfel de animale, instituțiile în drept, din cunoștința mea, fac toate demersurile pentru identificarea unor astfel de spații. Și județul Vrancea, ca și alte județe din țară, suferă din acest punct de vedere. Dacă pentru animale sălbatice, de exemplu, am găsit o soluție, s-a găsit o soluție, beneficiem de sprijinul și iată, a debutat o colaborare, sper, fructuoasă pe viitor cu una din asociațiile pentru protecția animalelor din județul Vrancea. N-aș vrea să le dau numele, să nu se creadă că avem vreun parti pris, dar ei știu foarte bine treaba asta. Sunt oameni săritori, profesioniști, care își fac treaba și ziua și noaptea în permanență. Și țin să le mulțumesc încă o dată pentru sprijinul care l-am avut din partea lor. Probabil ați mai văzut, la fel zilele trecute, o postare legată de un animal sălbatic, o căprioară salvată și preluată de membrii acestei asociații. Domnule Ieșanu, cum a perceput populația de la sate înființarea acestui compartiment? Domnul comisar șef Remus Nicula intenționează organizarea unei campanii, unei caravane prin localitățile buzoiene pentru informare, mediatizare a înființării acestui compartiment. În Vrancea, când va avea loc o astfel de caravană a informării populației referitor la această înființare a compartimentului Poliției pentru Protecția Animalelor? Sperăm că de curând în presa locală au apărut o serie de articole prin care s-a promovat imaginea biroului, competențe, limitele noastre și ceea ce putem noi face. Sperăm și noi cât de curând, pentru că, iată, ați atins un punct sensibil. Una din componentele activității noastre este și de educație a cetățenilor, de prevenire a unor evenimente negative și sperăm cât de curând să organizăm și noi o astfel de activitate. Pentru că, într-adevăr, informația pătrunde mai greu în mediul rural, nu neapărat din lista unor mijloacele, haideți să le spunem, tehnice, dar cât poate, eu știu, oarecare nepăsare, între ghilimele, a lumii din acest mediu. Și spun acest lucru pentru că am lucrat o perioadă însemnată de timp în mediul rural. Domnule Ieșanu, vă mulțumesc că a stat de vorbă cu noi în această seară. Sperăm să ne auzim curând la telefon și să-mi spuneți că au fost identificate spații pentru adăpostirea acestor animăluțe pe care dumneavoastră le veți salva în continuare. Mulțumesc încă o dată și sper să auzim numai de bine și să informăm așa cum trebuie populația, ca și până acum. Mulțumim, domnule Ieșanu. Am fost în legătură telefonică cu colegul dumneavoastră exact. De la Vrancea, domnul... Da. Ne-am auzit destul de des, pentru că noi trebuie să colaborăm, vorbim între noi, pentru că, v-am zis la început, vorbim cu colegii de la Brăila, cu colegii de la Galați, ca să facem în așa fel încât lucrurile să meargă. Ce trebuie, apropo de ce ați spus dumneavoastră cu caravana aceasta, e vorba de conștientizarea populației, pentru că atunci când îți cumperi un animal, trebuie să știi și ai obligația. Obligația când este un asemenea câine, că toată lumea își cumpără câine, foarte ușor mergem, cum spuneam și dumneavoastră, găsim acești pui de abandonați,
că până la urmă, impropriu spus, lăsați de cineva, pentru că abandonul are tot altă conotație, da? Pentru a nu mai avea asemenea situații, pentru că sunt situații că și țările celelalte europene nu s-au peste noapte s-au pus la punct cu această problemă. Trebuie să înțelegem cu toții că atunci când avem un animal în ograda noastră, să știm ce trebuie să-i facem. Da? Pentru că există obligația aceasta acestui carnet de sănătate, care trebuie să-l aibă fiecare posesor, deținător de câine, de animal. Trebuie acest carnet de sănătate. Acest, dacă avem, este un câine, să zicem, de rasă comună, da? Metis, da? Trebuie să-l castrăm, trebuie să-l, dacă este cățelușă, trebuie ca ea să nu mai se poată reproduce, da? Și trebuie să-i facem microcipare. Este foarte importantă, pentru că dacă noi am avea acești câini microcipați, nu ar mai exista câini fără stăpân. Pentru că în momentul în care eu găsesc pe domeniul public un câine care este microcipat și îi citesc mine, domnul doctor sau medicul concesionar, și îmi stabilește al cui a fost istoricul acestui câine, atunci eu mă duc la persoana respectivă și îl întreb de ce nu i-ai asigurat acestui, de ce l-ai dat pe stradă, mai pe românește, sau poate persoana respectivă să spună mi-am pierdut câinele. Păi de-aia spun, o colaborare foarte bună instituțională ar trebui. Da? Și atunci putem să scăpăm de aceste probleme, putem să scăpăm, cum a spus și dumneavoastră, și cei care v-au lăsat aceste mesaje pe adresa televiziunii dumneavoastră. Da, pentru că sunt foarte mulți iubitori de animale care ne trimit mesaje, iar noi aici încercăm să informăm populația, nu să o dezinformăm. Clar, asta este clar. Iar eu îi înțeleg și pe reprezentanții ONG-urilor. Sunt nemulțumiți, chiar răzvrătiți vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în rândul autorităților. Vorbim de eutanasiere acestor animale lipsite de sprijin, aceste necuvântătoare, aceste animăluțe care, bun, le-am sterilizat. Unde se întorc aceste animaluțe? Păi asta, ajungând, dacă vin de pe domeniul public, vorbim de acești câini fără stăpân, despre asta trebuie să vorbim, să insistăm foarte mult, câinii aceștia fără stăpân care ajung în un adăpost public, ca ei să nu mai fie eutanasiați în perioada aceasta, cei de la adăpostul public, nu vorbesc numai de cei din Buzău, sunt foarte multe în țară, după 14 zile sunt eutanasiați. Da? Acești câini. Aici intervine adopția, pentru că de acolo, de la adăpostul public, intervin sterilizați, cipați și deja în momentul când te-ai dus și l-ai luat în adopție, ți-ai dat datele acolo și știm că acel câine este dau un exemplu, dacă mă ajunge în adăpostul public și adopta eu un câine, atunci are datele mele de stare civilă acolo. Dacă îmi dați voie, da, domnul doctor, și l-aș ruga și pe colegul din regia de emisie, dacă putem să stabili legătura telefonică cu domnul Șerbănoiu de la Federație sau cu domnul Udrea de la un ONG din Buzău, pentru că dumnealui este nemulțumit de ceea ce se întâmplă acum și nu numai domnul Udrea. Se nemulțumesc de HG 120, da, care a fost dat anul acesta, pentru că nu permite asociațiilor să adopte mai mult de 20 de câini lunar. Exact. Ori ei au un trafic de poate și 100 de câini și mai multe animăluțe, pentru că adopțiile sunt nu numai din țară și din străinătate. Unde stă soluția, domnule doctor? Unde stă soluția? Soluția în promovarea adopțiilor, părerea mea. Promovarea adopțiilor în toate mediile online nu sunt promovate. Dacă vă uitați, sunt foarte, foarte puțin și slab promovate. Pentru că poate nici autoritățile nu-și dau interesul și nici nu sunt ajutate ONG-urile pe chestia asta. Deci aici trebuie lucrat, da? Da? Da, pentru că să se aducă la cunoștința opiniei publice, pentru un animal, un câine, pentru că e cel mai des folosit acest animal, aduci la cunoștința opiniei publice că poate să adopte. Este tratat, da? Are carnet de sănătate, este microcipat și atunci poate să le ia în siguranță. Îi se spune ce vârstă are câine, animalul respectiv, și poți să-l adopți. Dar să ai grijă de el. Îl avem în legătură telefonică cu noi pe domnul Mircea Șerbănoiu, președintele Federației Naționale pentru Protecția Animalelor. Bună seara și Hristos a înviat, domnule Șerbănoiu! Bună seara, adevărat a înviat!
Domnule Șerbănoiu, vreau mai întâi să vă întreb dacă sunteți bine, pentru că am discutat în cursul acestei zile și mi-ați adus la cunoștință un incident. Vreau să știu doar dacă sunteți bine și... Sunt foarte bine. Nu, mă bucur. Domnul Șerbănoiu, invitații din această seară sunt domnul comisar șef Remus Nicula de la compartimentul pentru protecția animalelor Buzău, poliție, și domnul doctor Onoriu Țăranu de la Direcția Sanitar-Veterinară Buzău. Discutăm despre nou înființatul compartiment pentru protecția animalelor, discutăm despre finanțare a acestor programe, discutăm despre identificarea unor adăposturi pentru aceste animăluțe salvate de către polițiștii de la acest compartiment și discutăm despre nemulțumirile reprezentanților ONG-urilor, iubitorilor de animale, vis-a-vis de ceea ce se întâmplă acum la nivelul întregii țări. Eutanasiere, nu sterilizare. Haideți să vedem ce puteți să ne spuneți dumneavoastră referitor, cât de benefică este înființarea acestui compartiment, cât de mult ne ajută și cât de mult populația va putea cere sprijinul acestui compartiment și vom reuși să rezolvăm cât de cât unele probleme, evite. Suntem prima organizație din țară care a pus în discuție înființarea Poliției Animalului încă din anul 2004, de la aprobarea legii de protecție animală. Am avut foarte multe intervenții în rândul la nivelul guvernului, al Parlamentului, dar de fiecare dată am fost refuzați. Am găsit înțelegerea abia în anul trecut, da? Când în sfârșit cineva s-a gândit că menirea poliției în general nu se rezumă doar la individ, ci și la animale. De ce? Pentru că protecția individului se face prin protecția animalului. În momentul în care ai niște animale sub control, ținute sub control, sigur că și populația va fi mai bine informată, va reacționa mult mai bine și totul va decurge, din punctul nostru de vedere, normal. În ceea ce privește, pentru că eu am mai urmărit din emisiunea dumneavoastră și am văzut câteva scăpări privind compartimentul de poliție a animalelor, da, care spunea că nu are atribuții pe animale sălbatice, ba da, are atribuții pe toate animalele, nu numai pe animalele domestice. Am zis domestice și sălbatice în captivitate. În captivitate, am zis. Cum? Animalele sălbatice în captivitate, cu animalele domestice și animalele sălbatice în captivitate. Aveți competență pe toate animalele, în captivitate sau libere. Deci nu este înțeles. Și nu, vreau, acum nu intru în... Da, domnul Șerban, vom face o emisiune pe această temă și vom detalia. Exact, da. Exact. În ceea ce privește nemulțumirea ONG-urilor privind eutanasierea, sigur că aici este o problemă prin care statul român a înțeles să gestioneze problema câinilor de pe domeniul public. Deficitar, spun eu, și ilegal. Deci vreau să vă spun că din 2013 și până în prezent, eutanasierea câinilor este interzisă. Deci eutanasierea, fac referire la eutanasierea câinilor sănătoși. Trebuie să raportați textele de lege foarte bine, nu să le interpretați doar în sensul în care îl doriți. Mă refer aici atât la poliție, cât și la reprezentanții de SV. Mai fac o mențiune cu privire la încheierea unor protocoale pe hotărârea 20 pe 2020, da? 2021. Pe 2020, hotărârea 20, da? Care prevede posibilitatea încheierii de protocoale între servicii de gestionare și diverse UAT-uri vecine sau din județ. Este un text de lege neaplicabil în România, având în vedere că
printr-o hotărâre de guvern nu se poate modifica o lege. Vorbim și de legea specială UG-155. Deci nu poți să o modifici. Ori acolo, în UG-155, găsim atribuțiile și competențele exclusive ale consiliilor locale, care nu pot fi completate prin hotărâri, prin hotărâri ale guvernului, dacă acte administrative inferioare legii speciale. Deci este inaplicabilă și vă spun de ce. 1. Toate UAT-urile din România au obligația de a înființa servicii de gestionare fiind fără stăpân sub sancțiune contravențională. Asta înseamnă că dispoziția este una imperativă și nu permisivă. Toate UAT-urile din România au obligația să amenajeze adăposturi de câini, publice de câini, da? Sub sancțiune contravențională, ceea ce conduce, da, la imperativitatea legii. N-am auzit până la momentul ăsta ca în Buzău să facă astfel de adăposturi primăriile, să înființeze. Sunt câteva discuții. Prefectura în acest sens a dat informații. Se poartă discuții la momentul acesta, domnul Șerbănoi, atât. Păi stați puțin că de 20 de ani purtăm discuții. Păi cam asta auzim. S-au schimbat primarii. Vom mai trăi domnul cu Șerbănoiu, încă 120 de ani. Domnul Șerbănoiu, se schimbă primarul odată la 4 ani. Așa că vom mai asista doar la discuții. Domnul Șerbănoiu, eu vă aștept săptămâna viitoare, dacă timpul vă permite. Dacă îmi dați voie, nu mai puțin. Sigur. Se schimbă primarul, dar nu se schimbă reprezentanții instituțiilor publice. Nu se schimbă reprezentanții ONG-urilor. Da? În momentul în care instituțiile publice cu atribuții în verificare, control și sancționare nu își fac treaba, nu are nicio relevanță că se schimbă primarul la 4 ani. Domnul Șerbănoiu, vom vedea ce se va întâmpla. Acum suntem la stadiul de discuții. Asta se întâmplă în județul Buzău la primării. Domnul Șerbănoiu, în 2001 eram la stadiul de discuții, în 2013 eram am ajuns la în 2021 și câți ani ori mai trece. Domnul Șerbănoiu, eu vă mulțumesc pentru intervenția din această seară. Vă aștept săptămâna viitoare la noi, la TV Buzău, dacă timpul vă permite. Ne auzim la un telefon și stabilim împreună când puteți veni dumneavoastră pentru a detalia aceste subiecte. Pentru că nu vorbim doar de Buzău, vorbim de întreaga țară cu aceleași vechi probleme de ani buni de zile. Mulțumim, domnul Șerbănoiu, pentru intervenția din această seară. Probleme vechi la timpuri noi. Vă dați seama că domnul Șerbănoiu este în această problemă de foarte mult timp. Studiază acest lucru de foarte mult timp. Este ca și cum eu am lucrat 30 de ani la circulație și dânsul este probabil de 30 de ani în această problemă și este firesc să aibă toate datele problemei la momentul acesta. În schimb, trebuie să ne legăm doar de de atribuțiile noastre, ceea ce ne permite legea, pentru că la domnul Șerbănoiu nu are nimeni să-i facă un dosar penal pentru depășirea atribuțiilor sau pentru a interveni în anumite situații și să facă anumite dosare. Da, iar noi, vă rog, pe viitor ne punem la punct așa garantat, toată legislația, garantat, cu tot ce ține garantat. De compartimentul respectiv, este, suntem la început, nu? Oricum este un câștig, domnul Șerbănoiu, pentru că discuțiile purtate cu dânsul sunt constructive. L-aș ruga pe colegul din regia de emisie dacă putem stabili legătura telefonică cu domnul Udrea de la ONG din Buzău. Dacă nu, aș ruga colegii din regia de emisie. Aș vrea să urmărim știrea de la Bisoca, realizată de colegii noștri de la știri, Iuliana Sârbescu și Adrian Meteleanu, după care vom încerca să stabilim legăturile telefonice cu domnul primar de la Bisoca și cu reprezentantul Fondului 40 din Buzău. Aveam notat și la Vintilă Vodă, da? Domnul Scarlat de la Vintilă Vodă, de la fondul de vânătoare. Vom vedea ce au de spus referitor la ceea ce se întâmplă acum în comunitățile din Buzău, mai ales acolo unde oamenii sunt speriați, sunt debusolați, pentru că se trezesc noapte de noapte, spunea o bătrânică, cu ursul în gospodărie.
Haideți să vedem ce facem cu fondurile noastre forestiere, ce facem cu mâncarea, cu hrana acestor animale. Animalele au ieșit în sat în momentul în care nu mai au hrană în pădure. Cam asta se întâmplă. Haideți să vedem ce vor face colegii noștri de la știri. Cam asta se întâmplă prin Visoca. Însă, domnule comisar șef, lumea se întreabă. Bun, funcționează acest compartiment. Dar dacă nu are activitate acest compartiment, pentru ce sunt plătiți angajații acestui compartiment? Cine a spus că nu are activitate? Păi, asta spun. Haideți să mediatizăm tot timpul ceea ce facem. Înțelegeți, domnule comisar șef? Sunt nicio formă, nu există. Vă dați seama că nu... Până în acest moment s-au primit sesizări de la cetățenii de pe raza... Cam câte sesizări avem, așa, în total? 15. De la 15. Să știți că aceste sesizări sunt făcute și din Germania, și din Olanda, și din pe aceste pagini, postările cu animăluțele care... Uitați să vă dau un exemplu. Prima sesizare a fost când o persoană a postat, de fapt, nu persoana respectivă a postat pe o pagină de Facebook cum copilul a desenat cu o cariocă pisica. O pisică albă, de culoare albă, și pisica aceea dormea, era atât de liniștită, cu ochișori atât de blânzi, nu a fost deranjată sub nicio formă că un copil de 5 ani cred că avea, i-a desenat, i-a făcut pe corp cu culoare, o culoare galbenă, o culoare albastră. Pisica aceea era atât de mulțumită că acel copil o băga în seamă, da? Pentru că toată lumea s-a gândit că acea pisică i s-au aplicat rele tratamente. Da? Dar de fapt era proprietar, era un pui de pisică de fapt, da? Nu a fost de pe raza municipiului Buzău, a fost din județ, de pe un alt municipiu. Și acolo toată lumea a comentariile din zona respectivă și au fost foarte multe sesizări, cred că vreo 6 la număr sau 5 la număr, cam așa ceva, pe această temă. Cum a fost posibil ca această pisică să fie... Eu sunt sigură și am încredere că foarte curând, în foarte scurt timp, veți participa la întâlniri cu elevii prin școli, pentru că avem de acum și întâlnirile cu elevii. Știu că ați fost în trecut, domnul Udrea, vă rog, în legătură telefonică. Țin să vă anunț, doamnelor și domnilor, că vom prelungi emisiunea cu câteva minute în această seară, pentru că avem multe de detaliat și n-aș vrea să nu mă țin de promisiune în momentul în care am stabilit ceva în cursul acestei zile cu domnul primar, cu domnul de la fondul de vânătoare din Bisoca. Așa că îl avem pe domnul Udrea. Bună seara, domnule Udrea, și Hristos a înviat! Bună seara, Hristos a înviat! Vă salut toți telespectatorii și de asemenea și pe invitații prezenți în emisiune. Domnule Udrea, spuneți-mi dacă s-a mai rezolvat ceva, pentru că dumneavoastră în prima noastră emisiune la TV Buzău erați foarte nemulțumit de atitudinea autorităților locale, de modalitatea în care se colaborează cu ONG-ul dumneavoastră, de faptul că sunt foarte multe animale sănătoase, eutanasiate, nu sterilizate și de faptul că nu avem o mediatizare mai bună a adopțiilor. Dacă am avea o mediatizare în tocmai, poate că multe suflete ar fi salvate. Spuneți-mi care mai este situația la momentul acesta la nivelul județului municipiului Buzău. Din păcate, situația este din ce în ce mai gravă. Nu s-a rezolvat nimic. Domnul Țăranu de la DSV știe foarte bine despre ce este vorba, în special faptul că animalele ar trebui, câinii ar trebui promovați înainte de a fi eutanasiați. Da, eutanasierea, cum zicea și domnul Șerbănoiu, este ilegală, dar mai mult de atât, nu se poate face dacă nu se face dovadă dacă respectivii câini au fost promovați. Nu știu de ce nu se dorește aplicarea legii și de ce serviciul de ecaristaj deținut de Urbiserv nu aplică legea, pentru că de fapt știu de ce, pentru că nu îi obligă nimeni să o aplice și nu le dă nimeni amenzi. O să-l avem pe domnul Șerbănoiu săptămâna viitoare într-o emisiune și o să vă aduc dacă, alături dacă de dumneavoastră. Dacă îmi permiteți, că da, domnul Țăranu, vis-a-vis de activitatea noastră. Domnul Udrea, dumneavoastră știți foarte bine că ați făcut foarte multe sesizări la adresa acestora. Lăsați-mă să vorbesc, vă rog. Haideți, domnul Udrea, să-l și s-au luat foarte multe măsuri, inclusiv sancțiuni foarte mari.
Da. Știu că situația la nivelul adăpostului de câini de la Buzău s-a remediat, în sensul că la numărul foarte mic de capturări de câini, da, care se efectuează, sunt foarte puține eutanasii. În al doilea rând, știu că dumneavoastră aveți o colaborare și un protocol de colaborare, ceva de genul, cu primăria municipiului Buzău. Nu avem, și cu adăpost. Eu așa știu că sunteți la orice acțiune împreună, lăsați-mă să vorbesc, împreună cu dânsii. Nu mai dezinformați populația. Lăsați oamenii să-și facă treaba, pentru că n-au mai capturat decât aproape 30 de câini într-o lună. Stați după ei la fiecare... E normal, nu e legal. Stați după ei, vedeți ce fac. Dar lăsați-i să-și facă treaba. Deci, credeți-mă, să plâng oamenii că nu poate să mai facă nimic, pentru că stați în spatele lor la fiecare acțiune. Vă anunță la fiecare acțiune. Întrebați și pe cei de la haideți, domnul Țăranu, să facem altfel. În momentul în care există aceste acțiuni, să meargă și cel de la ONG și cel de la DSV și să vedem ce se întâmplă. Dar nu e treaba mea să merg. Deci, cei de la ONG au dreptul să ducă, să verifice. Bun, domnul Udrea, vă ascultăm, domnul Udrea. Stați o secundă să-i dau și eu răspuns domnului Țăranu. Domnul Țăranu, uită că nu a aplicat HG-ul 1059/2013 și... Deși spune acum că avem dreptul să participăm la acțiuni, când Burbiser nu a dorit să participăm la acțiuni, domnul Țăranu ne-a răspuns oficial să ne înțelegem pe care le amiabilă cu Burbiser. Domnul Țăranu... Nu, domnule, a fost o ședință la care ați participat și dumneavoastră, dacă vă aduceți aminte. Nu v-am spus eu amiabil. Și la ședință am... discutat împreună. Haideți, domnul Udrea, haideți să vă rog să vedem despre ce este vorba, da, pentru că ne apropiem de final și aș vrea să iau și pe cei de la Bisoca. Imediat îi răspund domnului Țăranu. Deci, da, domnul Udrea. Dânsul ne-a răspuns pe cale oficială faptul că trebuie să ne înțelegem curbis pe calea amiabilă, deși trebuia să aplice o amendă de 20.000 de lei conform HG 1059, așa, iar noi participăm la acțiuni pentru că așa a spus judecătoria Buzău, legiuitorul, după ce ne-am judecat 6 luni. Adică pe conform legii participați Țăranu, la acțiuni. Bineînțeles, nu încurc pe o lege pe care domnul Țăranu nu a vrut să o aplice. Haideți să ne vedem săptămâna viitoare într-o emisiune, vă promit că vom avea emisiuni pe această temă, veniți cu toate documentele, cu toate actele și vom încerca să dezbatem această problemă adusă la cunoștință în această seară alături de domnul Mircea Șerbănoiu de la Federație. Cel mai bine. Așa este cel mai bine. Eu vă mulțumesc, domnul Udrea, pentru intervenție. Vă așteptăm săptămâna viitoare la TV Buzău cu informații proaspete și vom dezbate această situație expusă de dumneavoastră în această seară. Domnul Țăranu, părerile vedem, sunt împărțite. Să întrebați câte eutanasii au fost luna aceasta și vă lămuriți. Și câte au fost anul trecut. O să aflăm săptămâna viitoare, pentru că vom avea o temă pentru domnul Udrea. Însă am rugămintea la dumneavoastră până săptămâna viitoare să cereți toate detaliile, nu știu, de la primărie, de la autorități locale, pentru o intervenție telefonică în cadrul emisiunii noastre. Cu mare plăcere, vă dau toate datele. Noi le aducem la cunoștință oamenilor exact cum stau lucrurile. Haideți să urmărim și știrea cu ceea ce se întâmplă la Bisoca. Da. Pentru că au coborât urșii în sat și oamenii sunt speriați pe bună dreptate, au fost mâncați porcii din gospodării, oamenii se tem pentru viețile lor. Rog colegii din regia de emisie dacă putem urmări știrea de la Bisoca și apoi stabilim legătura telefonică cu domnul primar și cu reprezentantul fondului forestier din zonă. Urșii nu mai sunt sălbatici, urșii sunt domestici. Să ridicam două picioare. Dumnezeu, mila, eu mai vin, dar nici n-am mai luat. Uite, frate, n-are porc. Cumnatul meu n-are porc, eu n-am porc. Nu mai luăm din cauza ursului. Acestea sunt mărturiile sătenilor din comuna Bisoca și anul acesta Moș Martin a lăsat urme prin curțile oamenilor. A distrus pomii din livezi, iar din unele gospodării a luat animalele, în altele au distrus stupii cu miere. Da, am o mică stupină și eu și de vreo 6 ani, luna martie, pun gardul electric, altfel nu mai trăiesc de ei. Mulți, sunt mulți. Cred că sunt și aduși mulți din zona Brașovului, de unde ar fi. Sunt mulți tare. Tanti Elena a fost prezentă când ursul a fugit cu porcul în gură. A stat și a asistat neputincioasă când gardul gospodăriei a fost rupt, iar animalul a fost săltat pur și simplu. Doar cum am
așezat în pat și am auzit guițindă. Și a ieșit băiatul, zice, mamă, ursul. Unde-i mamă ursul? Când am ieșit așa cu neama și ne-am dus direct la cotețul lor. Avea doi, unul într-o parte, unul într-o parte. L-a luat unul și a plecat cu el pe sub coteață de vale. Și am sosit cu laternii și am dat cu petardii și noroc că a lăsat porcul. Dar l-a rănit, l-a terminat, nu era. Pace de vale și uite locul goale. Ăla, pe terenul la arabil acolo. Și a luat-o pe acolo, s-a dus și parte, uite, părtița aia de la deal de acolo, a rupt-o, a zvârlit-o cu totul. Uite, să vede cum a rupt din perete. Da, asta e. Despre despăgubiri nu se pune problema, spune tanti Elena. Dacă animalele nu sunt înregistrate, gospodarii rămân cu paguba. De ce? Noi ne-am dus, nu le mai spunem la autorități, să ne bagă în seamă. Bă, o femeie s-a dus și a zis că să-i facă act. I-a făcut acte de ce? Mai dat ceva pentru porc? Nu, nici nu. Deci nu primiți nici banii pe porc, mâncarea s-a dus, porcul s-a dus. Tot. Asta e, dar nu, nici nu te dai în vorbă. Adică nu e numai ăla, s-a atâția urși care umblă, zis, toată comuna, pe peste tot, că acum cred că cunoașteți cât e comuna Visoca. Pe peste tot s-a dus, a luat miei, a luat oi, a luat... Constantin Leuț, un sătean al locului și paznic la primărie, consideră că urșii sunt aduși de pe alte meleaguri. Dar oricum, îți de aia aduși dintre altă parte. Spre a... Cum adică? Nu-s de ai noștri de la Bisoca? De... Nu. La noi erau mai depărtate, mai în zone mai sus, încolo, la munte, nu chiar... Dar cine credeți că ea? Tot cineva de ăștia, cum era pe un Brașov ăla de... Ciobanul Fane povestește cum a reușit cu ajutorul celor trei câini care îl însoțeau să scape de atacul unui urs. În fața mea acolo a apărut ursul. Am avut noroc cu trei câini cu mine, a mers trei câini cu mine atunci. Era la 3 metri așa, s-a saltat în sus la mine. După aia uite a început să facă colabile așa. Și după oaia aia, și după oaia aia, se prinde. Uoșă, uoșă, țineți. Am avut noroc cu câinii. S-a repezit câinii în el. Dacă nu s-a repeza, mă tântea atunci. Da. Deci câinile v-au salvat. Trei m-a salvat pe mine. Dacă nu aveam câinii, cred că m-am murat atunci. Nu aveam cotră să fug. Aici era o coastă mare așa în jos, aici era pădure de iasă în partea acolo. Nu aveam unde să fug. De cât erau potec, așa era. Am avut noroc, am scăpat. Sătenii nu dau vina pe animale, ci pe autorități. După ce hibernează, sălbăticiunile au nevoie de hrană, iar aceasta lipsește cu desăvârșire, spun localnicii. Dacă ei a fost învățați, că le-a dat lumea, le-a aruncat mâncare, alea și... Nu au ce face. Și nu le-au mai dat pădurarii, nu s-a mai ocupat nimeni de ei? Nu s-a mai ocupat cum era mai înainte, era hrănitoare de aia de urși și le ducea acolo porumb, carne, acum nu mai e. Acum am fost pe timpul lui Ceaușescu, dar acum... Pentru a se apăra, gospodarii s-au aprovizionat cu petarde, însă de multe ori nici acestea nu au efect. Moș Martin nu se mai sperie de zgomotele lor. Cum, nu știu, am făcut pe internet comandă și le-a dus petarde din alea mare așa. Și dă de alea și norocul că a dat exact lângă el, dar mintre nu lăsa, că nu ne mânca dacă nu ceam după el. I-a luat atunci de sărbători și ne-a mai rămas mai pognim câte una noaptea. Poate îndepărtați, nu? Da, să oricum nu mai să retrag încolo. Potrivit datelor oficiale, în fondul de vânătoare 40 Vintilă-Vodă, fond ce se întinde pe raza comunelor Vintilă-Vodă, Bisoca, Sărulești și Mânzălești, au fost identificați 34 de urși. Am urmărit situația de la Bisoca, îl avem în legătură telefonică directă cu noi pe domnul primar din Bisoca, domnul Florin Stemate. Bună seara și Hristos a înviat, domnule primar! Iată, bună seara! Domnule primar, oamenii din localitate dau vina pe autorități. Autoritățile nu dau de mâncare urșilor. Care este situația la momentul acesta la Bisoca, domnule primar? Cum mai stau lucrurile la dumneavoastră în zonă? Vă pot aduce la cunoștință că în perioada 17 martie, 19 aprilie 2021 au fost înregistrate la primăria Bisoca 14 sesizări referitor la atacul urșilor în gospodăriile localnicilor. Atac în urma căruia au fost răpite animale. S-a convocat comisia de constatare a pagubilor produse de urs, da, cu reprezentanții Agenției de Protecție a Mediului, ITRSV Focșani, AJFPS Buzău, de 5 ori. Au fost aprobate, da,
la despăgubiri 2 dosare, iar la iar neaprobate 3 dosare. Dar ce n-au întrunit alea 3 dosare de au fost respinse? Unii cetățeni nu au avut animalele înregistrate la doctorul veterinar, RNE. Păi și nu putem să-i ajutăm în niciun fel pe oamenii ăștia, domnule primar? Și așa-s vai de capul lor amărâți la țară, au mai rămas și fără animalul din gospodărie, vă dați seama cam ce. Știu, înțeleg, una din condiții este adeverența eliberată de doctorul veterinar. Și dacă doctorul veterinar nu a avut animalul respectiv înregistrat, nu a putut să-i elibereze adeverința. Dar mâncarea ați dus urșilor în pădure? Ce se întâmplă acolo? Deci, v-am zis, în urma acestor sesizări, 14 la număr, așa cum v-am spus, nu am văzut luată nicio măsură. Păi unde sunt autoritățile județene? Haide să facem altfel. Deci noi am făcut sesizări. Da. Către autoritățile competente, toate s-au întreptat asupra gestionarului de fond de vânătoare. Da. Și dânsii ne-au dat un răspuns care ne-au spus că în extravilan răspuns dânsii, iar în intravilan autoritățile locale. Adică dumneavoastră răspundeți de ce e acolo în localitate. Da. Nu-i interesează. Ar trebui să puneți mâncare la intrarea în sat. Ca să nu mai intre ursul în gospodărie. Din extravilan vine în intravilan. În gospodăriei de oamenilor, da? Domnul primar, ca la noi, la nimenea. Înțelegeți? Noi pasăm responsabilitatea unul de la altul. Ați văzut ce s-a întâmplat la noi în țară zilele astea? Cu marele prinț venit, a împușcat ursul și a plecat. Da. Cam asta e. Ați avut astfel de situații în ultima perioadă? Nu am avut astfel de situații. Cred că ai noștri sunt prea mici. Auziți? Da, clar. Trofeu, el a venit direct pe trofeu. Domnul primar, dar ce părere aveți despre ce s-a întâmplat cu ursul împușcat? Pentru că ei au spus, avea autorizație, avea aprobare, era un urs agresiv, violent. Cum vine asta? Ce pot să zic? Nu știu. Mă depășește situația. Asta e legislația noastră, ăștia suntem noi, românii. Domnule primar, eu vă mulțumesc. Haideți, vedeți ce faceți și cu celelalte gospodării, cu ceilalți oameni, pentru că au nevoie de sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată, domnule primar, vă așteptăm la noi în studio pentru mai multe detalii, pentru că ne apropiem de final cu această emisiune. Domnule doctor, pentru că se plângea domnul primar, nu au acea adeverință de la medicul veterinar și nu pot primi despăgubiri oamenii. Da, pentru că animale nu sunt identificate. Deci nu putem face legal. Nu au crotalii la urechi, nu pot fi identificate. Nici dacă s-a mărâți, nici dacă nu au din ce să trăiască, nu știu. Sunt mulți cu ajutorul social, sunt mulți care trăiesc din pensii de nimic, sunt mulți care nu au niciun venit. Pe ăștia nu îi putem ajuta? Cum am spus la începutul emisiunii, proprietarii de animale au și obligații. Păi și una din obligațiile lor este să identifice aceste animale. Aceste animale sunt introduse în baza națională de date de către medicul veterinar. Dacă n-ai un ban în buzunar, ce să mai microchipezi? Sunt gratuite. Nu le-a cerut nimeni. Sunt gratuite? Bun, și dacă... vârstă. Oare medicul veterinar a făcut informarea asta în rândul populației? Cu siguranță, da? Pentru că se fac acțiuni de identificare a acestor animale care nu pot fi identificate prin inspecțiile anuale pe care le face medicul veterinar. Cu siguranță. Domnul Scarlat se pare că nu răspunde în această seară, domnul de la fondul 40 Vintilă Vodă. Domnule Scarlat, mi-ar fi plăcut să stau de vorbă cu dumneavoastră pentru că ne-ați fi adus la cunoștință cam ce se întâmplă, pentru că avem foarte multe incidente în zonă. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Doamnelor și domnilor, invitații din această seară, sper că au oferit răspunsuri la întrebările dumneavoastră, mesajele dumneavoastră. În continuare eu o să citesc mesajele primite de la dumneavoastră, telespectatorii. O să încercăm să realizăm emisiuni și pe viitor, tot pe această temă, însă săptămâna viitoare ne va fi alături domnul Udrea de la ONG Buzău, de la Protecția Animalelor. Ne va fi alături și domnul Șerbănoiu de la Federație. Și cu siguranță vom aborda toate problemele aduse la cunoștință în această seară în cadrul acestei emisiuni. Mulțumesc, domnule doctor de la Direcția Sanitară Veterinară. Vă aștept săptămâna viitoare telefonic, prin intervenție telefonică. Adevărul, stăm datele de care aveți trebuie nevoie. Trebuie să oferim și părerea mea este să invitați ori telefonic, ori personal și pe medicul veterinar Paraschiv, Emil, care este medicul de la adăpost de câini, de la Buzău.
cu care domnul Sorin cred că are conflicte. Păi da, dar sper să și dea curs invitației noastre. Da, pentru că el o să vă explice exact ce probleme are cu aceasta. Domnule comisar, și vă mulțumesc pentru prezența la noi în studio și aștept să mă informați atunci când sunt lucruri care trebuie mediatizate. Așteptăm în continuare comunicatele din partea compartimentului să ne aduceți la cunoștință cazurile și atunci când considerați dumneavoastră că este necesar să transmitem populației informația, vă așteptăm în studio la subiectul zilei pentru că avem multe de aflat. Mulțumim, succes! Și ca și până acum, oamenii trebuie să aibă încredere în ceea ce face polițistul. Vorbim de siguranță și încredere. Mulțumesc pentru prezența la noi în studio, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ați alături de noi și în această seară. Rămâneți aproape de programele noastre, de știrile noastre. Ne revedem săptămâna viitoare cu problemele dumneavoastră, cu mesajele dumneavoastră din teritoriu. Aștept mesajele dumneavoastră în continuare. Rămâneți aproape de noi. Multă sănătate, să ne vedem cu bine. La revedere!